Ce tot că în fiecare an, în fiecare an, frunzele la cad în pădure, la o ploaie grozavă, tot humusul ăla și tot materia hrănitoare din pădure coboară aici, pe platoul nostru. Da, nu vezi că ia, eu n-am fost atent și mai că le-am călcat, uite cât ești la picioarele mele. Ha, păi dacă le calci cu le pom mânca oricum. Tu ești ușurică. Ca o pană. Ca o pană de balaur. Ca o pană de crocodil. Da, deci noi am venit astăzi aici ca să vedem hai cum cresc copacii. Hai să-ți mai arăt. Vreau să nu calci pe ele. Ce ia cât ești și aici. Aici nu le-am văzut. Doar răzbune, e și frică. Răzbune, alea zbune. Ia. Alea zbune, spune că zbune. Și aici, zbune și astea? Să le mănânc. Da, cred că și alea. Uite și astea. O, și aici am călcat pe ele, uite. Pe mă duc să ți le arăt. Și tu, ia. Uh-huh. Uite și aici. Uite și acolo. Dar pe noi ce facem? Noi nu mergem să culegem nu mergem să culegem ciuperci și vin cu ciupercile la noi. Astea întotdeauna au fost aici. Ciupercile și miceliu din pământul ăsta e de zeci de sute de mii de ani. Crezi? De mii de ani, sute de mii de ani. Ăsta ne îngroapă pe noi și noi vom fi oale și uncele. Eu și... cred că te-ai uitat recent la ceva film de groază. M-am uitat la Last of Us, dar bacteriile și fungii și ciupercile. Uite ce tot de fasole. Astăzi am zis că culeg fasolea, dar cred că o culege numai ciuperci. Ce cauți? Am plantat aici niște bambus, mă duc să văd dacă s-o prind. Bambus? Da, da. Tu vrei să atragi urși și panda până zonă? Multe nuci uscate pe nuc. Plin, plin, plin. Din alea negrite, știi? Da. Ai observat? Da. Că ne-am bucurat că ce multe nuci o să avem, dar apoi... Tăties. Vai de ele.
Când apeși ăsta, băgăm în viteză și pornește și la și lași de el și să pornește. Apasă pe el. Apasă tare pe el. Hai, da. Așa. Acum, îl las pe el încet, tractorul să pornească. Mânte, lasă ambreiajul, lasă ambreiajul. Bun, ajunge. Da, așa că se duce. Hai să învăț și copiii pe tractor, că dacă Andreea a învățat și s-o lăuda, că i-au scos cartofii și ce bine și iată ce mișcări e. Trebuie să învăț și pe Sofia. Aici așa pe drept, că mi-am pus niște gunoi remorcă și decât să mă tățu eu. Îndreaptă roțile! Decât să mă tățu eu până opresc la câte 2-3 pomișori, îmi trebuie un ajutor și Victor e plecat în oraș la vârf, sau ia că așa ne descurcăm cum putem. O descoperi claxon, ce să zic. Uite ce gunoi fain și negru. Du-te, du-te! De aici! Du-te în față! Foarte fain gunoi. Punem așa aia câte 8. O 6 lopezi la câte un pom. Pitura asta n-am pus așa mult, că am fost curios cum urc pe pantă în sus. Dar a urcat destul de bine, n-o patina, data viitoare îi pune un pic mai mult. Că totuși e un pic umed, dar văd că mi-are treaba. Tractorul se duce. Și tu te aduci cu el. E bine, e binișor. Face ajutoare. Uite pe mijloc, nu te pleca de pușcă. Am aici un păr la foca. Tati! Hei, pe aici? Du-te drept în față, încet, așa lasă să marc. Am aici un păr la foca, la care nu e o mărstare bine, dar văd că o mai dat un lăstar deasupra al doilui. Du-te, du-te, du-te! Vreau să stau! Nu te opri! Că zic eu când să te oprești, du-te! Și dacă vrea să trăiască, îi mai punem niște gunoi, că da-de-da-de o mânca pere de pe el. Apoca roșu. Dar păi care... cred că i-ai pus cam mult. Am... Nu i-a fi nimic. Du-te, nu te opri. Dă-i la intes. Pe lângă gard. Da, la milimetru trebuie să fii ca să nu cași cireș. A, păi de, nu pot să mă cași prin cireșe doar. Nu, între cireș și gard. Acolo îmi lasă pe cireș. Dar trebuie să te uiți foarte atent cu ceva. Dreaptă. Îmi pun așa. Că remorca nu mai lasă ca tractorul. Nu ne mai stângă un pic, așa, cu dreaptă. Nu m-am chid de baie, o focomărs cu frâna trasă, vă 30 de metri, dar nu i-a fi nimic. Nu a fost trasă tare de tot. Și... Dar mai pot, nu? Se uzează destul de repede frâna, să știi. Încheie-ți la fermoar, te rog, acolo. Da, uite chiar ce-i. Dar tare multă benzină curge de la pompa de motorină. Benzină de la pompa de motorină. Da, da. Cură multă motorină de la pompă. Dar ia fi atent. E fisurat undeva? Nu e fisurat, dar... Nu e fisurat, dar trebuie schimbat. Ia uite acolo. Cred că filtrul de motorină. I-a venit vremea și la usturoi. E sfârșit de octombrie. Și e timpul să punem usturoiul. Anul acesta am recurs la metoda clasică de săpare și pregătirea solului. Și asta pentru că mi se pare că se dezvoltă mult mai bine usturoiul în acest sistem. Se dezvoltă mai bine și nu e atât de sensibil la... la atacul bolilor și al insectelor. Am pus acum 2 ani usturoi în pământ nesăpat, în gunoi vechi, în mulci cu paie. Și, din păcate, pentru că nu l-am scos suficient de repede la timp, s-a băgat ceva viermișor înăuntru
și ne-au distrus toată recolta de usturoi și mi-am dat seama că cel mai bine pentru usturoi, pentru noi, fiind atât de ocupați și împărțiți în atâtea direcții, cel mai bine e pământul săpat. Am cumpărat usturoi elefant. Nu știu cât de elefant îi, dar boabele sunt destul de mari. Au venit așa desfăcute, nu au venit în căciulie, cum ar fi trebuit de obicei. Nu știu din ce cauză, probabil că au avut cam mult usturoi bolnav, îmi dau eu seama. Și atunci l-a despărțit și mi l-au trimis așa. Unii dintre ei sunt putrezi, asta este, îi aruncăm. Alții sunt ok. Cei stricați îi dăm la o parte, cei buni vom pune în pământ. La fel am cumpărat și alt soi. Acesta este din halmeu. A zis domnul că a crescut usturoiul în halmeu. Halmeu este o localitate cunoscută în zona noastră pentru creșterea căpșunilor. Și acum am găsit și usturoi de halmeu. Arată foarte bine, e o căciulie foarte mare. Mai am câteva la mine, nu știu dacă sunt la fel de mari. Cam așa arată. Și voi pune și din acestea în pământ. Am cumpărat două soiuri de usturoi elefant, unul cu coaja albă și unul cu coaja roșie. Cel cu coaja roșie se numește calabrez, cred că, dacă înțeleg eu bine ce scrie. Vom vedea cum se dezvoltă la noi în grădină. Sofia, dragă, ce lucre acolo? Usturoi. Fai, ai. Atâta usturoi? Victoria, să te văd. Ești echipat, e. Ne lați sau nu ne lați? Bagă tu! Că tu ai plasa în mână, bagă! Numai nu se înțeleg, copiește. Fac ce fac și te nu. Ei, fiecare poate numai cât are în cap și cu ce gândește el. Unde bagă copii? Ai mai mărunțit tu? Am mărunțit, da, aici, cam până pe aici am mărunțit. De aici încolo, nici n-am terminat de săpat și nici. Eu te întreb unde am săpat eu, poți planta? N-am mai mărunțit, că am folosit din aia, copul prea greu de băgat cu mâini. Ai văzut? Am folosit țepul, știi? Aha. Dar nuci. Niște răsaduri de nuci mai avem aici? Niște nuci răsăriți, aici aia era unul. Aia să fie, da. Acolo, ia. Mă, n-are frunze, s-o pica frunzele. Copiii au fost tare harnici și le-am făcut eu găurelele. Ei au pus usturoiul. Am o la supăm. Dar s-a face aici oare? Din câte locuri am pus usturoi, în toată gospodăria, în toată gospodăria noastră, sau mai degrabă gospodăriile. Aici s-au făcut întotdeauna cel mai frumos usturoi. Mirase și tu. Nu. Nu, cu ăsta am vedea cât de mare crește, că deocamdată nu face mari probleme. E la nord de răsadurile astea de usturoi, deci practic toată ziua bate soarele pe usturoi. Pe copac. Niște gunoi. Vrei să-ți aduc să presar pe ăsta? Straturile astea. Da, mă, au, să intre acolo, să... Deci ai călcat-o pe sora ta, mă, pe picioare. De unde să știu că am călcat-o? Păi, o zis de două ori, au, ea e cu șlap și tu ești cu cizme. Și?
Și, și. Fii, Victor, bădăran, că te văd toate fetele pe internet și apoi ori fugi de tine, pe când le căuta tu. Da, n-o să mă mai cunoască. Da, n-o să te mai cunoască. Vrei să-ți schimbi numele în Doru sau în Valer sau în Cosmin? Tot Victor te-a chemat.